Bună dimineața! Bun găsit la Daily Briefing! Sunt Claudiu Cazacu, mă bucur să ne reauzim. EURUSD, cu care începem în mod tradițional, fiind instrumentul cel mai urmărit și tranzacționat în piețele globale sau cu un mare interes în piețele valutare, avem această tendință descendentă, cum spuneam, cred că și zilele trecute, cu o traiectorie nelipsită de ezitări și întoarceri, dar o traiectorie în continuare descendentă, principial. Observăm că revenirea, mai ales din a doua jumătate a științei de ieri, nu a reușit să ne împingă deasupra importantului reper care este această linie de trend descendent și nici măcar deasupra lui 1.3044, nivel care a rămas pe graficul nostru, fiind anterior un reper de suport, deocamdată o rezistență destul de utilă. Conjunctura tehnică aici, mai ales pe un grafic H4, nu este foarte încurajatoare. Pe un grafic H1 lucrurile arată un pic mai ezitant. Am putea vedea eventual o alunecare spre 1.30 și abia dacă acest 1.30 cedează, putem detecta din nou presiuni descendente. Altfel, piețele par a fi ceva mai optimiste în ședința de astăzi și suntem tare curioși dacă nu cumva în interiorul acestei ședințe vom avea un asalt al liniei de trend descendent. Ce s-a publicat recent și are un impact semnificativ în piață ține mai ales de Statele Unite, în datele privind indicele prețurilor la nivelul producătorilor au arătat o creștere de 0,7% lunară, o creștere anticipată, un salt ce pare destul de ridicat, dar în principiu nu pune deocamdată probleme majore. Pe de altă parte, cererile de ajutoare de șomaj au scăzut semnificativ la 332.000, orientând estimările privind piața muncii din nou în direcție favorabilă. De data aceasta, opinia prevalentă este că cifrele, deși mai bune, nu sunt suficiente pentru a schimba orientarea Fed-ului în privința quantitative easing și avem o reacție la aceste date, o reacție în logica apetitului pentru risc pe care îl vedem întărind moneda unică. Este o situație pe care am mai discutat-o și pe care eventual o putem comenta sau o putem găsi în alte materiale market briefing realizate de noi, povestită mai pe larg. Ideea este că într-un mediu în care politica QE este văzută a continua pentru câteva luni, datele bune din Statele Unite au, printr-un efect de contagiune pozitiv, un efect favorabil asupra economiei în ansamblul său și chiar a blocurilor economice majore, cum este și cel european, și duc astfel la întărirea euro-USD, mai ales că există și un diferențial de dobândă între Statele Unite și Europa, un diferențial în favoarea monedei unice. Pe de altă parte, avusesem și speranțele destul de mari care au completat această reacție, speranțe destul de mari ale unor relaxările termenelor pentru atingerea nivelurilor de austeritate în urma summitului european. Acest lucru s-a discutat și se merge pe această linie. Nu avem însă un răspuns în legătură cu Cipru și există speranța că astăzi miniștrii de finanțe europeni vor ajunge la o înțelegere. Cipru ne liniștește nu neapărat prin dimensiune, ci prin semnalul pe care l-ar putea oferi pentru alte state care ar putea avea nevoie la un moment dat de un asemenea mecanism. Mecanismul se definește și e important în ce parametri se vor face aceste redefiniri. Din Europa, evident, datele din piața muncii sunt mult mai slabe. Am avut un indicator care ne-a arătat că trimestrial numărul angajaților a scăzut cu 0,3%, o scădere de 3 ori mai mare decât cea anticipată. Și, în general, sentimentul privind conjunctura actuală a economiei europene nu este unul foarte favorabil, dar speranțele sunt mai bune pentru viitor. Astăzi, la ora 12, avem datele de inflație, 1,8% valoarea estimată, cea care în calculul preliminar a surprins. Dacă acest 1,8% este menținut, linia curentă va fi păstrată, probabil că efectul va fi neutru în piață.
în piață, dacă avem însă o valoare 1-9-2%, ar putea să fie vorba de un moderat efect pozitiv pentru moneda unică. De asemenea, la 2,5% avem date de inflație din Statele Unite. Acestea sunt ceva mai importante decât de obicei. Ritmul lunar estimat de 0,2%, suntem atenți dacă nu cumva aceste cifre vor fi depășite. În cazul unei valori peste 0,2%, efectul ar trebui să fie pozitiv asupra dolarului american și deci negativ asupra euro. La ora 3:15, datele privind producția industrială ar urma să arate o creștere de 0,4%. Privind în urmă la surprizele pozitive pe care le-am văzut în ultima perioadă, ne-am putea aștepta la o izbândă în a marca această creștere de 0,4% sau poate chiar una mai ridicată. Cu toate acestea, credem că cel mai important moment al zilei este la 4:05, din punct de vedere al raportărilor deja programate, evident, la 4:05 indicele de încredere a consumatorilor compilat de University of Michigan. O creștere estimată la 78,2 ar încuraja deja piețele de capital, care oricum sunt într-o zonă destul de constructivă. O valoare peste aceasta ar fi un imbold destul de puternic. Datele de încredere sunt însă destul de volatile și dacă până acum consumatorii au rezistat cu bine la disputele fiscale, nu știm dacă acest lucru se va petrece la nesfârșit. Probabil că dacă nu se va petrece luna aceasta, în lunile viitoare vom avea cel puțin un impact mediu negativ pe acest indicator. Deocamdată, perspectivele tehnice sunt, spuneam, cel puțin laterale, dacă nu chiar ușor negative pentru EURUSD. Sub 1.30, nivelul de 1.2972 este cel care intervine și care poate oferi un suport relevant. Apoi regiunea de 1.2910. Cel mai probabil o evoluție destul de volatilă, dar limitată între aceste niveluri și credem că undeva în interiorul acestei ședințe vom putea avea și o testare a liniei de trend descendent. În Marea Britanie, o reacție mult mai puternică constructivă. Poziția guvernatorului Bank of England a fost ceva mai tranșantă și nu a insistat pe necesitatea unei lire mai slabe. Acest lucru, completat de slăbiciunea dolarului, a permis o apreciere mult peste țintele discutate inițial. 50-42 a fost cu totul lăsat în urmă și suntem deja în zona 1.51-30. În momentul de față ar trebui să avem imaginea mult mai largă pe un grafic H4. Secțiunea rapidă a trendului descendent a fost clar depășită. Acum, teoria ar spune că o mișcare laterală nu ar fi de exclus, ar fi chiar de dorit pentru sănătatea acestei reveniri. Deocamdată să nu avem semne pentru această pauză. Probabil că 51.86 ar fi un nivel de rezistență destul de dificil de depășit. Dacă și acesta ar fi străpuns, următorul ar fi în regiunea 1. Acoperirea gap-ului în prima fază, bineînțeles, la 1.52.35, apoi linia de trend descendent pe la 1.52.80, 1.53, depinde de cât timp mai durează până ajunge acolo. Graficul daily și chiar cel săptămânal, fiind vorba de ședința de vineri, este unul net constructiv. Chiar și dacă mai pierde puțin teren cablul, undeva spre 1.50-1.80, totuși imaginea este bună pentru săptămâna viitoare. Yenul japonez nu a mai reacționat puternic la nominalizarea lui Kuroda la numirea în funcție. Piețele așteaptă acțiune acum și nu cuvinte. Imaginea daily pare a fi totuși constructivă. Pe H1 lucrurile sunt puțin mai incerte. Avem în continuare un trend ascendent pe care ne așteptăm să-l vedem menținându-se în perioada imediat următoare. Important să avem o închidere peste 125.18, atunci vom vedea o mișcare spre 125.62 ca fiind destul de probabilă și apoi spre 126. Pentru USD JPY o situație asemănătoare, mai puțin dinamică, mai puțin hotărâtă, în regiunea 96, prag de rezistență la 96.70,
în cazul în care acesta ar fi străpuns, în interiorul acestei ședințe 97-76 intră în discuție. Prețul petrolului destul de volatil în ultima perioadă și, credem noi, din nou foarte interesant, fiindcă, vedeți, 107-70 nu a fost răpuns, putem asista la o anumită alunecare. Dacă astăzi nu mergem sub 108-60, ar fi un indiciu destul de bun pentru perioada următoare. În interiorul acestei ședințe, am zis de 108-60, dacă vrem să fim și mai prudenți, 108-53 este reperul de urmărit. Pe termen foarte scurt, aș spune că există chiar o șansă de revenire spre 109-50 și apoi în zona 110-02. Prețul aurului este într-o dinamică laterală, dar cu aspect constructiv. Observați ultimele candlestick-uri de 4 ore sunt aliniate ascendent. Totuși, 1598 nu știm dacă va fi ușor de străpuns. În opțiunea noastră principală, aurul ar putea avea de câștigat în ședința de astăzi. Depinde și de datele de inflație din Statele Unite și, în general, de datele macro. Un ton pozitiv al acestora ar putea afecta șansele aurului de a înregistra o recuperare rapidă. Ajungem la cele mai interesante instrumente ale momentului. Indicele US30 este printre acestea. Observați, suntem în zona superioară a unui canal de trend și piețele sunt în echilibru, așteptând motivul pentru a se întoarce către baza canalului sau pentru a străpunge în sens ascendent. De aproximativ 10 ședințe suntem mereu într-un teritoriu de creștere, realizăm noi maxime istorice și acest lucru s-a întâmplat doar de 11 ori după al doilea război mondial. Lucru ce creează o stare destul de interesantă, un mix între așteptări pozitive, un sentiment de piață dominat de optimism, dar și întrebarea cât va mai dura. Sigur că pentru moment nu avem motive tehnice de a fi foarte îngrijorați, însă a spune că fundamental se acumulează multiple riscuri și că politica monetară nu va putea salva situația la nesfârșit, chiar dacă economia reală se îmbunătățește. Vedem astfel, pe termen scurt, poate o reacție constructivă. Dacă mergem peste zona 14.480, probabil că în regiunea 14.550, apoi spre 14.580, vedem următoarele rezistențe mult mai puternice. Important este însă cum închide această săptămână și o închidere chiar în zona 14.400 ar fi net pozitivă. Totul este să nu avem o alunecare astăzi spre 14.350 sau mai jos. Acela ar fi un extrem de important semnal de avertizare pentru piețele de capital din Statele Unite. De data aceasta și piețele europene și-au regăsit curajul și am avut acea deschidere înspre zona de extinse de 268, cam ultimul reper pe care îl vedeam pe tehnica pe care o am folosit-o în ultimele ședințe. 8.083 nivel de rezistență a ținut de data aceasta, am avut o acoperire a gapului spre 8.056. De aici o revenire și lucrurile par a fi în continuare instalate pe o tendință constructivă. Atenție cum închide această ședință, iarăși e nevoie de un imbold optimist care să ne ducă peste 8.083, fiindcă altfel am avea un pattern ce ar putea aduce a Evening Star sau chiar Evening Doji Star dacă închiderea se va face pe la 8.076 de puncte și nu ar fi deloc bine pentru un indice care a evoluat în felul acesta în ultimele săptămâni. Am spune că tonul este deocamdată optimist, dar este esențial ca acesta să se păstreze până la final, altfel riscăm debutul unor poziționări mai puțin favorabile săptămâna viitoare în piața de capital. Vom reanaliza evident cum arată aceste lucruri foarte pe scurt la closing bell, dar mai ales în debutul săptămânii viitoare. Nu uitați, deci, indicele de încredere a consumatorilor americani la 4 fără 5, datele de inflație la 2,5% în Statele Unite și de asemenea producția industrială la 3,5%. Urmărim în același timp și semnalele de la întâlnirea
de la summitul european care se desfășoară astăzi și care poate, poate imprima o direcție mai clară asupra monedei unice europene. Mulțumesc pentru atenție și o zi frumoasă și plină de rezultate favorabile. Toate cele bune! La revedere!